Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea pentru ziua de joi, 18 februarie. Mercur retrograd încă îmi dă bătăi de cap, tot n-am reușit să rezolv problema de video și în videoul pentru această zi o să aveți doar o imagine pe fundal, partea de audio este completă. Partea pozitivă este că în jurul prânzului soarele va părăsi zodia vărsătorului pentru a intra în pești și sper ca odată cu această tranziție să își mai piardă din putere și planetele aglomerate pe zodia vărsătorului, mai ales acest năstrușnic Mercur retrograd care ne tot cauzează probleme. Lăsați-mi în comentarii cum v-a afectat pe voi toată această aglomerare de planete în vărsător și mai ales această retrogradare a lui Mercur. Bun, și acum hai să începem. Hai să vedem ce cărți o să iasă pentru această zi, o zi de tranziție în care soarele se mută din zodia vărsătorului în pești și cu această mutare se mai degrevează puțin din energiile acumulate acolo pe vărsător. Hai să vedem pe partea de dragoste. Steaua, cartea care în tarot reprezintă vărsătorul, sănătate, 9 de cupe, bani, carieră, situație financiară, pajul de săbii. Ok, pajul de săbii a ieșit și ieri, dar era pe partea de dragoste, astăzi s-a mutat aici în finanțe. Interesant, hai să vedem. Pentru această zi de tranziție, pe partea de dragoste, steaua, cartea care în tarot reprezintă zodia vărsătorului și cu plecarea soarelui din vărsător, acesta vă dă așa un ultim boost de energie, încă o șansă să vă puneți o dorință, dorința sufletului vostru care se poate împlini, pentru că steaua este și o carte de miracole. Nimic nu este imposibil atunci când apare steaua într-o etalare de tarot, indiferent pe care poziție din etalare apare, steaua ne aduce aminte că nimic nu este imposibil. Dacă avem încredere și dacă credem cu tărie că putem să obținem ceva, o să atragem acest lucru în viața noastră. Pentru cei singuri, imaginați-vă cât de detaliat puteți voi să vă imaginați partenerul sau partenera voastră ideală. Și nu mă refer aici doar la aspectele fizice, la cum arată, câți ani are, ce culoare de păr are, ce culoare a ochii, mă refer la lucruri mai intangibile, la felul în care vă simțiți alături de această persoană, la interesele pe care le are această persoană, la felul în care vă susține, la felul în care este alături de voi, cum vă simțiți, cum vreți să vă simțiți alături de partenerul sau partenera voastră ideală. Pentru cei care sunteți deja într-o relație, gândiți-vă la țelurile pe care vreți să le obțineți împreună cu partenerul și partenera voastră, iarăși faceți-vă acest plan mental. Imaginați-vă cât mai detaliat cum vreți să evolueze relația voastră în viitor. Și pe urmă comunicați acest lucru cu partenerul sau partenera voastră. Asigurați-vă că visele voastre, dorințele voastre, țelurile voastre de viitor sunt aliniate și împreună o să puteți să obțineți orice vă doriți. Pe partea de sănătate, cu nouăle de cupe, numai lucruri bune, vești foarte, foarte bune. Nouăle de cupe sunt ca un trofeu pe care Universul vi-l oferă, răsplata pentru munca depusă în trecut, pentru efortul depus în trecut. Pentru cei care ați înțeles mesajul pe care Universul vi l-a trimis ieri cu asul de săbii și ați luat decizia conștientă să acționați în această privință, astăzi deja Universul vă răsplătește aici cu nouăle de cupe. Această carte este un mesaj foarte clar că sunteți pe direcția corectă, sunteți pe traiectoria corectă și astăzi aveți așa prima mică răsplată pe care Universul vă dă, pe care Divinitatea vă oferă ca să vă arate că ați luat alegerea corectă, potrivită pentru voi. Țineți-o tot așa pentru că o să meargă tot din bine în mai bine. Lucrurile se îndreaptă, sănătatea se îndreaptă și toată această bunăstare, tot acest echilibru, tot acest noroc de aici, de pe partea de sănătate, o să se disemineze și în celelalte aspecte ale vieții voastre. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem pajul de săbii, cartea care ieri a apărut aici pe partea de dragoste. Același mesaj care vi l-am dat și ieri în etalarea de dragoste. Aveți grijă! Aveți grijă la ce spuneți, la cum spuneți și la cui spuneți. Aveți grijă la mail-urile pe care le trimiteți de la locul de muncă.
nu vă băgați în bârfe, nu interacționați cu oameni care știți că sunt bârfitori și uneltitori. Aveți foarte mare grijă cu secretele companiei, cu lucrurile care trebuie menținute confidențiale, că sunt datele companiei sau ale clienților voștri. Aveți grijă cu cardurile bancare, unde plătiți cu cardul, cum plătiți cu cardul, asigurați-vă că totul e în regulă, pentru că aici cu pajul de săbi apare și posibilitatea de atacuri cibernetice, să vi se fure bani de pe card, să vi se fure bani din portofel, chiar dacă nu sunteți atenți. Asigurați-vă că închideți ușa la locuință înainte să plecați de acasă, că închideți ușa la mașină înainte să plecați de lângă mașină. Asigurați-vă că totul este în regulă. Cuvântul cheie este vigilență. Nu trebuie să fiți paranoici, trebuie să fiți vigilenți, atenți, conștienți că anumite lucruri mai nasoale se pot întâmpla, dar dacă aveți grijă, puteți să evitați repercursiunile urâte ale acestei cărți. Și nu în ultimul rând, aveți grijă la competitori sau poate chiar colegi care sunt geloși, invidioși pe rezultatele voastre, pe munca voastră. Aveți grijă la persoane care uneltesc, care vorbesc pe la spate, care bârfesc. Și țineți minte că varianta cea mai ușoară ca să-i învingeți pe acești oameni nu este să vă coborâți la nivelul lor, ci dimpotrivă, prin comportamentul vostru, să demonstrați prin puterea exemplului care este caracterul vostru, cum sunteți cu adevărat. Nu vă coborâți la nivelul lor. Bun, și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune. Până când amestec eu aceste cărți, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, bineînțeles, nu uitați să dați un like acestui video. Hai să vedem mesajul pentru această zi. Astăzi îmi exprim ființa mea autentică. Aceasta e o nouă zi. Încep din nou să revendic și să creez tot ceea ce e bun. Un mesaj foarte frumos pentru ultima zi în care soarele mai este pentru câteva ore în zodia vărsătorului, pentru că la ora 12:44 de minute ora României soarele se va muta oficial în pești și până una alta avem un mesaj care ne readuce aminte să fim unici, să fim autentici, exact așa cum e definiția de dicționar a vărsătorului. Unici și irepetabili. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!